Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi ne aflăm în Măgurile Băiței, iar aici vom cunoaște un om de nota 10, pe custodele acestei rezervații. Și-a petrecut peste 4 decenii investigând moartea la Serviciul Județean de Medicină Legală, iar acum este tânăr pensionar. Spuneți-mi, ce înseamnă pentru dumneavoastră muntele, natura? Viață. Nu numai mea, a tuturor. Viață. Găsești zi de zi, cutreierând Măgurile Băiței în căutare de plante interesante, animăluțe sau oameni care vor să distrugă acest habitat. El este nimeni altul decât Cornel Alexandru, custodele rezervației Calcarele din dealul Măgura, din comuna Băița. Zilnic. Pot să zic zilnic, hai să zicem de 4 ori, 5 ori pe săptămână. O zi mai trag chiulul sau când plouă. În rest vin în permanență, că de-aia m-am și mutat în Băița. Deci noi nu suntem de aici. Noi am cumpărat aici tocmai pentru zona asta de aici, pentru Măgurile Băițe, pentru rezervație, pentru stânca de aici. De unde pasiunea asta pentru natură, pentru munte? Și de când mai ales? Nu. Pasiunea mi-a înfiripat-o bunicul meu. Iertat. Deci el era un mare amator de drumeții și pot să spun că până în ziua în care a murit, el a fost pe dealuri. În fiecare zi făcea turul cetății. Avea ora lui când făcea turul cetății. Și de mic copil am umblat cu el și în jurul Devei și prin țară. Deci de la el am pasiunea asta pentru natură. De-a lungul anilor, părinții, cum s-au tot mutat dintr-o localitate în alta, am ajuns la Petroșani. Părinții erau... Au fost aviatori. Bine, tatăl meu a murit, a decedat, dar nu din cauza meseriei, din alte cauze, și mama încă trăiește. Au ajuns la Petroșani și acolo, în anii 1965-67, am început să practic alpinismul la CFR. Petroșani, l-aveam antrenor pe Zolotaru, fie iertat. Și când ne-am, să zicem, în ghilimele, ne-am repatriat în Deva, pentru că eu de fapt aici am copilărit în Deva la bunici, n-am mai practicat alpinismul, nu exista secție de alpinism, în fine am terminat liceul, am mers la post-liceală, am terminat-o, am început să lucrez și am înființat atunci o echipă de alpinist la Sănătatea Deva, cu care am avut mulți ani lui Dumnezeu, multe rezultate și am avut mulți tineri pasionați din Deva care au practicat alpinismul și care și acum au rămas cu dragoste pentru natură. Și Crăciuneștiu, aici, noi am deschis zona în premieră națională, am și câștigat Cupa României cu traseele care au fost pitonate aici. E, în timpul ăsta cât eram la antrenamente aici, era cariera activă a CSH-ului, iar cei de la exploatare au venit cu un excavator și au început să ia din grohotișul ăsta. Și atunci m-am agitat și am mers la muzeu, am mers la Comitetul Județean de Partid, cum a fost. Și împreună cu muzeul Deva, secția naturale, am demarat lucrările pentru rezervație naturală. Și în 1988 a fost emis hotărârea Consiliului de Ministri, în care s-a stabilit 120 de hectare, sunt rezervație naturală cu denumirea Calcarele din dealul Măgura. Iar dumneavoastră sunteți custode al rezervației. Deci în 2004, s-a dat o ordonanță de urgență la
guvernul României, în care rezervațiile s-au dat în custodie la persoane fizice, ONG-uri sau administrații locale și astea. Și atunci am luat în custodie rezervația Calcarele din dealul Măgura pe Clubul Alpin Român Secția Deva, pentru că eu am înființat Secția Deva Clubului Alpin Român, pentru că pasiunea mea a fost alpinismul și mai vin tineri pe aici și să practice în continuare alpinismul. Deci asta a fost în 2004, în 2005 s-a început acțiunea pentru înființarea proiectului Natura 2000, un proiect european la care ne-am aliniat și noi că începusem să semnăm tratatele de preaderare și astea. E, și atunci am completat și eu formularul și l-am depus la Agenția de Mediu, s-a depus la Minister și s-a aprobat ca Măgurile Băiței să fie sit Natura 2000 cu o suprafață de 257 de hectare. Deci în această suprafață este inclusă și rezervația de 120 de hectare. În 2006, Măgurile Băiței au devenit prima arie protejată din județ, care a făcut parte dintr-un proiect pilot ce viza realizarea unor ghiduri de întocmire a planurilor de management. Ei bine, am fost singurul sit din județ și sit pilot pe regiunea 5 Vest pentru planurile de management. Și am lucrat în această echipă un an și câteva luni. Cu ei am și fost în alte... Asta a însemnat un schimb de experiență între noi, francezi și polonezi, care am fost în această echipă internațională pentru întocmirea planurilor de management și mai ales a ghidului european de plan, pentru planurile de management. Și s-au făcut înfrățiri între siturile noastre și cele din Franța și din Polonia. Eu sunt înfrățit cu Parcul Național Vosges-Balon din Munții Jura. Și am fost și la ei în schimb de experiență, au venit și ei încoace, s-au strâns tot felul de date și care s-au transpus într-un plan de management, să zicem, uniform pentru Europa. Asta s-a dorit, ghidul, asta s-a și făcut, dar ministerul, să mă ierte Dumnezeu, ei au alte bâzdâcuri. Mai vine câte unul nou la minister și zice, nu, facem planul sub forma aia, vine altul, faci planul sub forma aia. E un pic cam haos în ministerul ăsta al mediului, dar... Trăim în România. Trăim în România. Și păcat, pentru că pierdem foarte multe valori. Pierdem foarte multe valori și este și mai mare păcatul, asta e părerea mea, că populația locală nu este informată. Oamenii nu știu că ei n-au voie să folosească pesticide, n-au voie să cosească mecanic, n-au voie să cosească decât o singură dată pe an, n-au voie să cosească decât începând din centru spre margine și cu coasa, pentru că sunt păsări care cuibăresc în fânață și în astea. N-au fost informați. Și să vedem ce se va întâmpla. Și cine acum ar trebui să informeze? Păi, Ministerul Mediului, că el a făcut situ. Nu l-am făcut eu. Deci ei l-au făcut ca să dea bine la Uniunea Europeană, ca să acoperim suprafața care ne-a cerut Uniunea Europeană, la care noi ne-am angajat, nu ne-au cerut aia. Noi ne-am angajat că acoperim atâta să fie sit Natura 2000. Ceea ce face Cornel Alexandru pentru aria protejată pe care o are în custodie este din dragoste pentru natură. Ce înseamnă să fii custodele unei arii protejate? Păi... Cum să spun, eu sunt un custode din partea unei asociații neguvernamentale, fac chestia asta onorific, nici nu mă interesează partea materială, din contră am contribuit eu. Păi înseamnă să, în primul rând, să protejezi zona, după aceea să umbli foarte mult, să identifici ce fel de specii sunt, din toată gama, deci insecte, păsări, plante, arbori, ce fel de habitat, ce fel de teren este, să urmărești să vezi flora care este specifică pe habitatul respectiv, să-l cartezi, să îl transpui pe hartă, să faci un plan de management, să... Știu și eu, o muncă să umbli. Continuă. Da, este o muncă continuă, dar nu poți să faci dacă nu ești zilnic în teren. Deci nu se poate, pentru că sunt anumite specii care astăzi apar, stau o zi, două și dispar. Dacă tu ai pierdut chestia asta,
ai pierdut și specia. Sunt altele care, sunt unele orhidee care înfloresc anul ăsta și nu mai înfloresc decât peste 2 ani, 3 ani, deci na. Sau apar în alte zone, deci trebuie să știi zonele unde sunt ele. Și nu doar atât. Custodele este și un fel de paznic al ariei pe care o are în grijă. Bun, ce mai ar intra în sarcina custodelui? Să aibă grijă să nu se fure din pădure, să aibă grijă cum este la noi zonă calcaroasă, să vină, știu eu ce, investitor din ăsta agreat de vreun partid și să înceapă să exploateze aiurea și trebuie din asta. Și e pericol aici? Păi pericol este tot timpul, dar s-a întâmplat, dar pot să spun că am reușit să liniștim situația asta. A fost o firmă care și instalase în vechea carieră concasor și începuse o exploatare din asta, dar am venit atunci cu cei de la Garda de Mediu și cu poliția locală și au fost evacuați. Bine, ori înțeles. Cu timpul oamenii au început să înțeleagă, dar nu toți. Nu toți. Și să zicem așa, pentru mine este o mare durere că localnicii de aici nu realizează pe ce stau, nu realizează ce bogăție naturală au aici, ce diversitate există aici, chestie care le poate aduce bani. Zona este atracție mai mult pentru străini, care nu mai au astfel de habitate de zeci de ani. Poate nu mă credeți, dar de exemplu am umblat în Franța, florile astea de primăvară care sunt acum, astea galbene, albăse, nu le au în pădure, nu există. S-a făcut o agricultură intens chimizată și au terminat-o și atunci vin la noi și sunt înnebuniți. Uai, ce aveți aici, vai, ce frumos! Localnicii ar fi bine să conștientizeze, chiar dacă am discutat cu muzei, nu interesează, știi? Măgurile Băiței constituie un habitat propice pentru o multitudine de specii rare, de plante și animale. Plantă specială pentru, ca protecție europeană, ar fi irisul sau stânjenelul, cum îi mai zic oamenii, Iris afilia, subspecia hungarica, care se găsesc pe crestele astea. 27 de specii de orhidee. Foarte mulți români cred că orhideele sunt doar alea care le găsesc în florărie, alea tropicale, alea frumoase, sunt frumoase, că, na. Dar avem și noi orhideele noastre, care sunt mai micuțe, unele mai mari, dar sunt superbe. Și încep să înflorească din luna aprilie, de pe la începutul lunii aprilie, chiar am aici o specie care e pe cale de extinție în România. Deci a fost semnalată pe măguri și mai este semnalată în Cheile Nerei. A fost cândva și pe Tâmpa, în Brașov, dar se pare că de acolo a dispărut. Eu am aici orhis palens, au și fost niște botaniști și anul trecut, aici, de la București, de la Academie, că se scoate o nouă carte roșie a plantelor vasculare care sunt pe cale de dispariție și au și pozat-o, tot s-a și georeferențiat cu astea, tot există. Și sunt și alte, deci din luna aprilie până în septembrie, în toate lunile astea apare câte o orhidee așa, una, două așa apar, ca specii mă refer. Avem și faună foarte diversificată. Există faună, deci ca protecție europeană avem șoimul călător, Falco peregrinus, și am reușit, zic eu, să-l protejez destul de bine, că sunt niște columbofili pe aici, prin zonă, care vreau cu orice preț să-l stârpească. Bine, mulți din zonă zic că eu i-am adus aici. Eu nu pot să aduc Falco aici, șoimul, să-l aduc, să-l naturalizez eu în zona asta. Deci avem șoimul călător, este vipera cu corn, este râsul, este rar. Eu personal nu l-am văzut, am găsit urmă, băiatul meu care și el este tot custod de alături cu mine, a umblat după un râs, l-a văzut, i-a făcut și o poză, așa, nu prea clar, e greu să-l pozezi și astea. Pisică sălbatică, mă rog, mistrețul, căprioara, vulpea, lupul, dar n-am vizuină de lup. Deci lupul este în pasaj, lupul trece pe aici, am umblat într-o iarnă, într-o duminică, am umblat pe urme proaspete de lup până la Tău Făierag. Am vrut să văd unde și astea. Am văzut lupi în zona Hărțăganiului, 4 lupi erau, i-am și pozat de sus, de la distanță mare.
sunt frumoase, animale frumoase, animale, și pe aici trece. Chit că el nu prea umblă pe piatră, dar uite pe aici, pe cărarea asta, pentru că intră în pădure și merge pe pădure și vine așa și pe aici așa se duce. Că de aici am luat urma lui. Zona este căutată în general de către alpiniști pentru că aici se găsesc printre cele mai frumoase trasee pentru practicarea acestui sport. Turiștii vin în zonă? Vin. Ce vin? Caută? Nu este o abundență de turiști. Vin cei care se cațără, cei care le place dificultatea. Vin și turiști din ăștia, am și loc de campare pentru ei, cu vatră făcută, izvor, este o poiană, e ferită de curenți de aer și de astea. Interesant că vin foarte mulți de la Arad, foarte mulți de la Timișoara, Cluj. Cum era alpinismul și cum erau sporturile astea montane pe vremea dinainte de 89 și cum e acum? Ce diferență este? Diferența de aici până acolo este foarte mare. Deci, înainte de 89, alpinismul era considerat un sport tehnico-aplicativ, un sport de mare performanță, era considerat un sport de divizia A, deci direct în campionate naționale. Aveam campionat național, aveam cupe interjudețene care erau nominalizate ca etapă în campionatul național. Toată chestia asta, forma asta organizatorică, presupunea un antrenament specific și susținut, pentru că nu puteai să faci performanță. Și sportivii erau bine antrenați. E adevărat că echipamentul nu era cel care se găsește acum, deci îl aduceam pe diverse căi din străinătate, din astea, dar aveam. Spuneți-mi, ce înseamnă pentru dumneavoastră muntele, natura? Viață. Nu numai a mea, a tuturor. Viață. Cornel Alexandru ne-a umplut sufletele de bucurie și la fel de mult ne-a impresionat și soția lui, pe care o veți cunoaște imediat. Este mamă, bunică, soție, dar în timpul liber, Camelia Alexandru este doar un artist. Pe când domnul, soțul, se ocupă mai mult de natură și munte, dumneavoastră sunteți pe partea artistică. Povestiți-mi un pic ce faceți. Da, tot ceea ce fac ține de fapt de a transforma lucrurile și a le face mai frumoase și de a lua din natură, să exploatez ce găsesc în natură și chiar și care s-ar putea numi deșeu, poate fi transformat în ceva frumos. De exemplu, pe coajă de fistic pictez, pe sâmbure de corcoduș, pe tablă de doze de bere se fac mărțișoare foarte frumos pictate. Eu super suport pentru pictură. Când v-ați descoperit pasiunea asta? De mult, foarte de mult. Să fie vreo... Păi, dintotdeauna am avut talent la... din școală. Deci am avut talent la desen și la pictură. Deși nu mi-am ascultat părinții, că mi-au spus du-te la arte plastice. Am zis, nu merg la arte plastice. Las că mă duc eu unde vreau eu și nu la alte și pe undeva regret. Însă, cu foarte mulți ani în urmă, să fie vreo 37 de ani, cam așa ceva, așa am început prima dată mărțișoarele. Le-am făcut pe gips și le-am pictat foarte frumos, au ieșit. Și așa am început să fac mărțișoare de atâția ani de zile, ca și, cum am, repet întotdeauna, ca și cozonacii de Paște. Dar nu doar mărțișoare faceți? Nu doar mărțișoare. Îmi place să fac și accesorii din temirce. Folosesc piele, pastă ceramică, mărgele, lemnul, materiale destul de diverse.
Și atunci, sigur, dar deocamdată cel mai mult mă pasionează mărțișoarele. Am vrea să ieșim acum, de exemplu, am constatat că de la mărțișoare putem să mergem mai departe la alte manifestări culturale. Pentru că sunt o mulțime de manifestări culturale în județ și în județele limitrofe, nu? Mă tentează enorm de mult Sibiu sau Sighișoara. Camelia Alexandru pregătește celor care vor merge în acest an la Țebea o surpriză deosebită. M-am gândit că am putea să mergem la Țebea. Pe fistic am colorat, am pictat super, au ieșit niște țărănei extraordinar de frumoși. Și atunci am putea să facem ceva cu Avramiancu, de exemplu, de ce nu? Sigur. Da. Pentru Paști, se apropie Paștele, v-ați gândit la Da, ne-am gândit, da, cred că timpul este cam scurt. E cam scurt, da, m-am gândit la, bine, nu neapărat ouăle încondeiate tradițional, pentru că nu sunt specialistă la așa ceva, dar aș putea utiliza o altă metodă ca să pictez ouăle. Sau felicitări de Paște se pot face. Eu știu, coșulețe pentru ou, iepuraș, da. Prind lucrurile făcute manual la deveni, să zicem. Eu zic că da. S-a format un public exact interesat de lucru manual, de tot ceea ce este, ce înseamnă imaginație. Camelia Alexandru este și membră a unei asociații care promovează egalitatea de șanse. Da, a început în 2006, în 2005 au venit un grup de francezi care vreau să filmeze la noi în județ și așa am început. Eu am făcut o vizită în Franța, acolo am cunoscut o mulțime de lume super interesată în ceea ce înseamnă social și acolo a fost primul meu contact cu Aster Internațional, care este o organizație puternică, are deja membri din 17 țări, Europa, Africa, Canada. Camelia Alexandru face parte și din Consiliul de Administrație al Asociației Aster Internațional. Colaborarea, deci, cu Aster, chiar începând din 2006 ne-am întâlnit, deja a început. În 2007 au venit ei încoace și au identificat cam ce am putea să facem, ce proiect am putea să facem împreună. Au venit în 2008, am făcut un mic festival de muzică tradițională unde au participat și francezii și românii. La noi au venit ansamblul de la Hărțăgani, trupa de tineret, mamele, bunicele, a fost foarte frumos. Pe ei ce interesează mai mult? Tradiții, chestii tradiționale din diferite țări? Nu neapărat. Ei sunt pe egalitate de șanse. Sunt pe egalitate de șanse și pe dezvoltare durabilă. Bineînțeles, când vorbim despre dezvoltare durabilă, implică și protecția mediului, vrând nevrând. Și așa, colaborarea noastră cu Asteru a continuat 8 ani. Am fost în proiectele lor, România a fost o constantă. Începând cu 2009 a fost primul proiect de tineret în acțiune, România, Franța, Finlanda. 2011 România, Grecia, Franța și anul trecut, în 2013, România, Anglia și Franța, la care au participat 10 tineri de la noi din țară. Da, am ales 6 tineri, de exemplu. De fiecare dată am ales 6 tineri de la noi din comună și 4 din altă comună. În 2011 au fost 4 tineri din Vălișoara și anul trecut au fost 4 tineri din comuna Budureasa, din județul Bihor.
Și ce au făcut? Povestiți-ne puțin despre proiect. Deci, aceste proiecte, practic, sunt niște proiecte pedagogice, unde fiecare proiect are o tematică. Legat, de exemplu, de egalitate de șanse, bineînțeles, și despre dezvoltare durabilă. Și anul trecut a fost, proiectul a fost de la agricultură la o mâncare sănătoasă și cum promovăm mâncarea sănătoasă și egalitatea de șanse. Francezii care au venit la Băița au fost impresionați în primul rând de natura sălbatică de aici, de oamenii locului și de tradițiile acestora. Au apreciat teribil faptul că în sat lumea merge la bar, ei și mai spun așa ceva, noi am avut, când am fost eu copil, era un loc unde se întâlnea lumea în sat. Și mâncarea, bineînțeles, și tradițiile au fost impresionați de faptul că noi, încă la noi este, nu neapărat adulții, dar și tineretul este interesat de tradiții. Și sunt de tradiții și de folclor. Da. Și chiar le-au și spus la copii, zice, să păstrați întotdeauna tradițiile. Și chiar mi-aduc aminte că i-au felicitat pe părinți că, uite, își îndeamnă, că la noi, de fapt, la Hărțăgani și de la mic la mare, da, dansează în ansamblu de la Hărțăgani. Prin zonă, prin rezervație, pe munți, da, pe coclauri, i-am dus, da, le-a plăcut foarte mult și au fost impresionați, într-adevăr, de toată această biodiversitate, pentru că la noi încă se mai păstrează și dacă avem grijă de ea, o să putem să o avem și pe mai departe. Dacă nu, o să ni se întâmple cum am fost în unele păduri, în Franța, de exemplu, păduri care au drumuri în careu și tot mergi și nu vezi o floare. Unul pasionat de natură, celălalt pasionat de artă. Camelia și Cornel Alexandru sunt exemple pentru tinerii din ziua de astăzi. Sunt, fără doar și poate, doi oameni de nota 10.